Salutare, bine ați venit la Terra România, eu sunt Alex cu un nou clip de World of Warcraft. Astăzi jucăm din nou pe Wrath of the Lich King. Acesta este Hunter-ul ce era level 56 în ultimul clip. După cum vedeți, am ceva gear pe el. Și acesta este Paladinul. După cum vedeți, am jucat și cu acesta, haideți să intru un pic pe Paladin. De la ultimul clip, ce drept am mai jucat, dar nu am putut înregistra din diferite motive ce țin de locul de muncă. O să intru să fac un probabil un dungeon random, dar dacă pot prinde un ICC 10, probabil o să dau join. Momentan am 5,7 GS, am făcut câteva heroice și mi-a căzut și asta pe 25 normal. Stai să iau mount-ul și să plec de aici. LFM, ICC. Cel mai departe am ajuns la Syndracosa momentan, dar cred că o să ajung să-l fac și pe Lich King. Cu o gildă bună mereu pot ajunge să-l fac și pe Lich King. Ce drept pe 10 nu prea am ce lua, nu prea am ce schimba, doar cureaua asta care e mail, am aceasta plate, dar nu știu ce să zic. Haideți să facem niște quest-uri, dăm join între timp. Mai vorbesc un pic despre ce am mai făcut în World of Warcraft. Încep să-mi fac gear de healer, am aici asta de tank. Dar asta e, am și PvP și PvE. Ia să luăm lumea pe asta să vedem ce ne-ar putea da. Ok. Vedem, îl putem face sau nu îl putem face. Să schimbăm și asta. Dar mai care mai mult, nu știu. Nothing. O bună metodă de a face gold este să faceți quest-uri sau să văd ceva. Oh, nu, quest log is full. Tyrion Forge Ring. Încă dăm abandon la acesta. Acestea sunt pointele că a trecut Brewfest-ul. Ok. Să vedem, poate facem ceva quest-uri pe aici. Am făcut la hoardă quest-uri în zona asta. Și mă așteptam să fie un pic mai plictisitoare, dar au fost chiar ok. Nu sunt așa mulți playeri acum, eu joc la... e dimineața aici. Deci... destul de puțin playeri. Reshami... n-aș putea întreba pe asta. Group lot. Aici pe undeva erau și quest-urile astea. Aici, Argent Stand. Da, uite că aici sunt. Să luăm o parte din quest-uri, facem quest-uri, mai facem niște gold. Ok. I'm good. Very good. Ok. Mai este ceva pe aici? Asta. The Naru have not forgotten us. Ideea e că după ce faci la level 80, după ce...
Să mai dăm abandon la unul... Că dăm abandon la... Asta. Good fortune. Remember. Ok. Deci trebuie să omorâm de ăștia, să înțeleg. Când ai level deja nu, asta moare, n-are rost asta. Ok, încă 2. Încă 2. Uite aici unul și aici unul. Acesta e gata. Să mergem să-l facem și pe asta. Dar nu dă nimeni join. Zic cât gold ne dă de curiozitate doar. Deci aici scrie 6, dă 44. Ceea ce e bine. New orders. For the Alliance. Ai full, hai să mai facem câteva quest-uri. Dacă nu intre nimeni în scurt timp, trebuie să iau de astea 10. Și ce iteme am momentan. Asta e ok. Tancuie. Și dăm un king. 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 Și manul e heal, îi dăm asta. Deci vreau să-mi fac și gear de heal, am ceva, adică cred că aproape-s full, numai că nu am scut, ori mi le-au pe embleme, ori am văzut că cade un... Thank you.
pot spune că e ok. Vreau pe asta. Are ceva gear acesta. Ce cade în fos. Dar nu prea am ce să iau din fos, dar nu știu niciodată. O să dureze mult și terminăm. Să schimb asta în mult mai ok.
urăsc când se întâmplă să-i dau kick, doar că nu-l dă de damage. E fost până la urmă, adică... Băi, e bine că îmi dă embleme, am ceva embleme și total damage. Să nu vine asta paladinul care e tank. Pentru un tank. Dar sunt conștient că puteam face boss-ul și fără să-i fi dat kick. Am enchant peste toate itemele, dar urmează să-mi pun, nici măcar pe armă. Ok, acesta are tot o tactică foarte simplă, când dă Corruption Soul sau ceva similar, trebuie să nu dai DPS. Oricum, vă recomand să vă instalați DBM-ul dacă nu aveți, cred că așa se cheamă. Practic vă spune ce să faceți în principiu, dacă nu, din asta cum e ușor, pentru rider e... damage-ul, că dacă nu dai pe tank. Și asta. Ok,
Nu. Poate câștigăm Frozen Orbul. We shall set up our base camp in these chambers. My magi will get the Scourge transport device working shortly. Step da, inside it when you are ready for your next mission. Hai să ne teleportăm afară, mai facem câteva quest-uri și intrăm și pe Hunter un pic. Schimb asta și să-l pun mai tu. E mult mai ok. Ok, hai să predăm și quest-ul ăsta. Adică avem asta cu agenții, cu parașutele. Aici... Nu. Trebuie să le scrie cei care nu au. O să mergem mai încă. Ăștia cred că sunt. Da. Nu. No. What the hell not. Vedem asta. Merge, trebuie să mă apropiu mai mult de ei, cred că... Da. Uite, ăștia de aici. Ah, n-a mers. It's not ready yet. It's still recharging. Ok. Acesta, acesta... Hai că tot e ok, adică... I can't use that item yet. Încă unul și gata. Uite că e aici. Bă, nu a dispărut. Ok, hai să predăm astea trei. Și mergem la hordă. Facem și acolo... Light embrace you. Oh, care costă mai mult gold? Asta. Do not move. Need help? Light bless you. Ar pula și pe asta? Go with honor, friend. Nu, e full. Hai să predeam și pe asta de aici. Da, vreau măcar să-l fac de... De ce zice asta? Normal, obos, DPC 5.4, Nores... Să văd ceva dacă am de luat ceva din Ice Crown Citadel pe 10. Unde ești Ice Crown, Ice Crown? Așa. La Lord e mai bună armă care o am eu. Trinket ar fi chiar ok. La Deathbringer. Pantaloni, nu știu dacă sunt mai buni decât ce am eu, dar... Mm.
Great to meet you. See you soon. Hai să vedem și pe asta și după aia o să intrăm pe Hunter. Ba nu, merg până în Stormwind să verific ceva. Să-mi ziceți în secțiunea de comentarii dacă vreți să fac cu ICC, deși durează foarte mult. Să-l faci tot cap-coadă, ți-a vreo 4 ore, 5 chiar. Depinde dacă mai iei un wipe. Ok, hai să ne teleportăm. Asta le vindem, de obicei de asta le iau. Uite, zice. Mergem în Stormwind. Stați să văd ceva pe 25. Ăștia de tank. Gunship-ul. Să scriu LF. Este o curea care ți-o poate face unul de la Blacksmith, destul de bună. Și cred că aș strânge gold să o cumpăr. După aia în timp o să o schimb. M-am uitat, am 2 luni de când joc pe acest server și pot spune că în 2 luni am făcut destul de ok gear, fiindcă nu prea fac rider cu ghilda, că nu prea am cum, că sunt seara târziu și după aia a doua zi trebuie să merg la muncă. Dar per total armură, plate, waste, epic. Then current bid. Nu e, din păcate. Vedem, poate găsim unul. Să intrăm un pic pe Hunter, să vă arăt ce am pe el și închei și clipul, cred că.
Aici am început să-mi fac un druid, dar nu știu dacă să-l duc la level 80. Vreau să mai joc un pic de Burning Crusade, cred că. Dar o să văd, adică nu e nimica... Nu e nimica stabilit. Vreau să încerc și alte MMO-uri. Dăm join și așteptăm. Deci pe acest Hunter, care are 5.3 acum, am pantalonii din boa de 10.3, cred că, sau 0.5. Umirii am luat pe embleme, tot de 10. Asta l-am cumpărat cu gold, l-am cumpărat cu gold și măcar n-am suchete pe toate itemile. Asta este din TOC, asta din POS. Ăștia trebuie să-i schimb, puteți să văd dacă sunt. Să-i cumpăr. Am și pe asta ceva gold, vreo 5k. Vreau să fac săptămâna asta ICC să-mi cadă arcul la Lady, fiindcă am făcut săptămâna trecută, dar l-a luat un alt Hunter, adică am avut ghinion. Feet, Epic, era destul de scump în dimineața asta. Da, deci ieri a fost 5k și ceva și n-am cumpărat, azi e 6. Da, mai aștept. Să văd. E că toc normal, nu știu ce, need de PC Hunter. Cred că încheie aici clipul. Eu sunt Alex, până data viitoare, sper că v-a plăcut și dacă mai vreți clipul cu World of Warcraft, spuneți doar salut!